Taxi Gratis este un proiect personal, umanitar, prin care transport gratuit, de cele mai multe ori între domiciliu și spitale, oameni care sunt foarte grav bolnavi, respectiv au probleme grave din punct de vedere financiar. Persoane cu dizabilități, nevăzători și așa mai departe. Taxi Gratis nu e un serviciu de taximetrie, e de fapt un serviciu care oferă transport gratuit. Este un proiect de suflet, în primul rând. Este unul dintre motivele pentru care nu am plecat din țară. Au fost cazuri când nici măcar nu le-a venit să creadă că există ceva de genul ăsta pe piață, pentru că la noi există concepția asta că nimic nu e gratis. Totul se plătește într-un mod sau altul, nu taxi gratis, chiar e gratis. Combustibilul îl asigur eu, la fel ca și autoturismul. Este un autoturism normal, nu este adaptat special pentru persoane cu dizabilități. De dezastros ar fi traficul în București, situația prin care trec oamenii e mai gravă decât impedimentele de care mă lovesc eu. Știi cum e? Mă gândesc prin ce trec eu, pentru că se schimbă un traseu sau că fac treaba asta și îmi pierd o oră atunci când pot. E nimic în comparație cu situația în care trec oamenii ăștia, știi? Când sunt bolnav de cancer sau n-au membre. Și atunci văzând prin ce trec, motivează și pe mine să continui. Da, am trecut și eu printr-o situație destul de gravă, situație asemănătoare și știu cum este să nu ai ajutor. Am avut nevoie de transport la un moment dat, nu puteam utiliza transportul în comun, nu am găsit o persoană apropiată care să mă ajute cu mașina personală, da, bine, am reușit să găsesc în sensul care am apelat la o ambulanță și am plătit serviciile alea. Dar a fost greu, pentru că treceam printr-o perioadă grea și din punct de vedere financiar. Sincer, serviciul de ambulanță e foarte scump. Am conștientizat în acel moment că există multe persoane care au nevoie de ajutor în acest mod, dar nu au alternative. Așa că am decis să mă implic atât de mult cât pot și să ajut gratuit persoane care au trecut printr-o situație similară. Încerc să comunic cât mai multă lume. Acum e multă lume care îmi lasă, de exemplu, mesaje pe pagina de Facebook, scula telefon. Adică există cumva ceva dorință, o dorință de implicare, nu din partea multor oameni, cred că îi pot număra pe degetele de la mâini, aproximativ 3, 4, 5 persoane care se mai implică din când în când, dar nu fac asta full-time. Aloc cât de mult pot și acestui proiect, găsesc timp și pentru a ajuta pe ceilalți, găsesc timp pentru viața profesională, pentru cea personală, pentru familie, timp există. Trebuie doar să dorești să faci ceva.